Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ți-am pregătit taroscopul săptămânii 2-8 noiembrie 2020. Poate te întreb ce e acela un taroscop. Foarte bună întrebarea. Este o etalare de tarot pentru fiecare zodie în parte. Voi folosi aceste două seturi de cărți, de aici voi scoate mesajul general pentru fiecare zodie și de aici voi scoate mesajele de clarificare. Și dacă stai cu mine până la capăt, vom scoate și un mesaj din aceste cărți oracol, Puterea Gândului. Chiar dacă mă uit la fiecare zodie în parte, această etalare este totuși una generală, de aceea ar fi indicat să asculți mesajul pentru zodia ta, dar și pentru ascendent și pentru lună. Dacă nu știi exact care e faza cu zodia, ascendentul și luna, ți-am lăsat în descriere un link către un video în care explic pe înțelesul tuturor foarte simplu care e faza cu zodia, ascendentul, luna, ce înseamnă fiecare pentru tine, cum poți să afli care este zodia, ascendentul sau luna ta și cum te poți folosi de aceste informații. Înainte să începem, aș vrea să le mulțumesc celor care s-au abonat deja la canal, sunteți cei mai tari. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic, trebuie doar să apeși pe butonul de subscribe. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, share-urile, toate aprecierile și distribuirile videourilor mele. Urmărește-mă și pe Facebook sau Instagram, unde pun materiale noi în fiecare zi. Fac câte o etalare din 3 cărți, una pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră și situația financiară. Și acum, hai să începem! Aceasta este o etalare generală, așa că e foarte important să iei doar mesajele care se aplică pentru tine. Doar mesajele cu care sufletul tău rezonează. Eu nu prezic viitorul, viitorul este în mâinile tale, ai liberul arbitru, poți să iei ce decizii vrei tu. Eu doar interpretez potențialul energetic pentru săptămâna în curs și îți dau o hartă ca să poți să iei deciziile cele mai bune pentru tine, ca să poți să iei decizii informate. Bun. Indiferent dacă urmărești această etalare pentru tine, pentru partenerul sau partenera ta, sau pentru un membru al familiei, un prieten, o cunoștință, este foarte important să știi că noi aici nu judecăm pe nimeni. Nu judecăm traiectoria de viață și deciziile nimănui. Nu dorim răul nimănui și nu o să folosim niciodată informațiile pe care le primim aici în scopuri malefice. Suntem o comunitate care ne susținem reciproc, creștem împreună și evoluăm atât în plan mental, cât și spiritual, emoțional și, de ce nu, chiar fizic. Bun, și acum hai să scoatem mesaje pentru cele 12 zodii. În scopul adevărului, pentru atingerea echilibrului și pentru obținerea păcii. Mesaje pentru săptămâna 2-8 noiembrie pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Energia generală a acestei săptămâni pentru toate zodiile este pajul de monede. Lucrurile se vor desfășura mai încet decât ne-ar plăcea la unii dintre noi, dar orice mesaj vine pentru voi săptămâna asta, să știți că este un mesaj de viitor, de termen lung, de stabilitate. Cu toți avem ceva de învățat, ne aflăm în postura de învățăcel, de student, de elev, într-o anumită etapă a vieții noastre. Unii dintre voi poate chiar sunteți elevi, studenți, alții care sunteți mai în vârstă, trebuie să vedeți în ce fațetă a vieții voastre sunteți chemați să
îndepliniți acest rol de student, unde puteți să învățați lucruri noi, unde puteți să evoluați, unde puteți să vă rafinați skillurile, talentele născute, poate abilitățile pe care le aveți deja. Hai să vedem pentru Zodia Berbec, ascendentul și luna în Berbec, mesajul săptămânii este asul de monede. Începeți un ciclu nou care să vă aducă mai multă stabilitate. Unii dintre voi începeți o etapă nouă în viața voastră. Poate treceți de la statutul de elev la statutul de student, alții treceți de la statutul de student la statutul de salariat, alții treceți de la salariat la pensionar sau de la salariat la liber profesionist. În funcție de cum se aplică pe situația voastră de viață, toți berbecii săptămâna aceasta o să întreprindă niște demersuri ca să obțină o mai mare stabilitate în viața lor. Noi începuturi cu sorți mari de izbândă. Hai să clarificăm acest as de monede. Ce înseamnă acest as de monede pentru berbeci? Cum pot berbecii să obțină această stabilitate mărită în viața lor? Trebuie în primul rând să nu vă mai stați singuri în cale. Da? Pentru că această combinație de cărți, de la asul de monede treceți la doiul de săbii. Vă blocați singuri cumva calea către abundență. Nu știu, poate aveți niște idei preconcepute care vă limitează. Poate toată viața vi s-a spus, tu nu poți niciodată să faci mai mult de atât, nu o să poți să realizezi mai mult de atât și ideile astea preconcepute vă stau cumva în calea abundenței voastre, în calea stabilității sau independenței voastre financiare. Săptămâna aceasta, mesajul general vă indică faptul că puteți obține orice vă doriți, atâta timp cât sunteți dispuși să depuneți și efortul din spate. Pentru unii dintre voi va trebui să urmați niște cursuri de reorientare profesională, să o luați de la zero, din nou, în alt domeniu. Da, înțeleg, e greu, vă înțeleg, nu e confortabil. Schimbarea nu este ușor de acceptat pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru berbeci care oricum sunteți destul de încăpățânați. Dar tocmai încăpățânarea asta poate să fie asul vostru din mânecă. Încăpățânați-vă să ieșiți din această energie, încăpățânați-vă să le demonstrați tuturor celor care v-au spus că nu puteți să faceți anumite lucruri, demonstrați-le că puteți, că puteți să faceți acele lucruri și că puteți să le faceți mai bine decât alții. Folosiți-vă această forță interioară pe care foarte mulți o citesc greșit ca și încăpățânare, e de fapt o forță interioară și o cunoaștere interioară a propriilor capabilități. Folosiți-vă de toată această energie din spatele vostru, astfel încât să vă propulsați într-o nouă direcție în carieră, într-o nouă direcție în viață, care să vă aducă stabilitate pentru următorii 10-20 de ani. Per total, un mesaj foarte frumos pentru berbeci. Scrie-mi în comentarii cum se aplică exact această energie pentru tine. Sunt foarte curioasă ce o să reușești să faci cu tot acest potențial pe care ți-l arată săptămâna asta. Sper să reușești să ieși din energia asta de blocaj, pentru că este doar un blocaj mental. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu acest mesaj, distribuie videoul mai departe, fă o faptă bună și ajută o persoană care are nevoie să audă aceste informații. Până săptămâna viitoare, ne auzim zilnic pe contul meu de Facebook sau Instagram, unde pun câte o etalare în fiecare zi. Și acum hai să trecem mai departe la Zodia Taur, ascendentul sau luna în Taur. Regina de Săbii. Pentru o parte dintre tauri, săptămâna aceasta va trebui să lucrați sau să depuneți efort în dobândirea unor cunoștințe intelectuale, da? În dobândirea unor informații pe care în trecut nu le aveați. Iar altă categorie de tauri, o categorie mai în vârstă, aș spune, sau cu mai multă experiență de viață, pentru voi va trebui să învățați să vă țineți gura. Va trebui să învățați când e ok să spuneți anumite lucruri, cui e ok să spuneți anumite lucruri și când trebuie să vă păstrați așii în mânecă, să nu îi lăsați la vedere,
pentru că la urma urmei informația este putere și nu ar fi bine săptămâna asta să vă pierdeți puterea doar pentru că nu ați putut să țineți un secret sau să păstrați anumite lucruri confidențiale. Regina de săbii este o energie foarte stabilă, o energie mentală și e posibil pentru o parte dintre tauri această energie mentală ridicată din această săptămână să vă obosească. Dar nu prea aveți cum să scăpați, nu prea aveți cum să ocoliți această situație, pentru că la urma urmei Uranus, planeta care guvernează vărsătorul și care guvernează toate activitățile mentale superioare, se află în zodia voastră și va mai fi acolo încă câțiva ani buni de acum înainte și vă va învăța niște lecții de viață, niște lecții karmice care o să vă ajute pe termen lung în evoluția voastră. Hai să clarificăm această regină de săbii pentru zodia Taur, 10-le de cupe. Sunteți stresați în legătură cu ceva ce se întâmplă acasă? Ceva din situația de familie vă provoacă un stres mental? Vă tot gândiți cum să faceți anumite lucruri, cum să rezolvați anumite lucruri? Rezolvarea nu o să vină săptămâna asta. Și toată energia asta mentală vă macină. Dar dacă sunteți înțelepți și dacă știți de la cine să cereți un sfat, săptămâna aceasta puteți să rezolvați o problemă domestică, o problemă legată fie de partenerul, partenera de viață, poate de copiii voștri, de familia voastră sau chiar de locuința voastră. O situație care v-a creat mult stres în ultima perioadă, puteți să-i găsiți rezolvarea săptămâna aceasta. Atâta timp cât vă păstrați calmul, vă păstrați echilibru și nu faceți din țânțar armăstar. E foarte important să reușiți să întruchipați această energie rece, calmă, calculată a reginei de săbii. Pentru că în spatele fațadei de răceală și de detașare se află o inteligență foarte ridicată. Și această inteligență intelectuală, în combinație cu 10-le de cupe, care este o inteligență emoțională, vă dă rezultatul de care voi aveți nevoie, vă aduce la răspunsul pe care voi îl căutați de atât de mult timp. Foarte interesant și mesajul pentru Tauri. Scrie-mi în comentarii cum se aplică pentru tine. Nu uita să dai like dacă resonezi cu acest mesaj. Distribuie videoul mai departe la cât mai multe persoane. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste informații. Până săptămâna viitoare, ne vedem zilnic pe Facebook și Instagram, unde postez în fiecare zi o etalare din 3 cărți pentru dragoste, sănătate și carieră, bani, finanțe. Mergem mai departe. La zodia Gemeni, ascendentul și luna în Gemeni. Doiul de săbii. De ce pui bariere între tine și lumea din jur? E posibil că ceva a rănit foarte tare pe cineva din zodia Gemeni și acum nu mai aveți încredere în nimeni și în nimic și puneți aceste bariere protectoare între voi și lumea din exterior, dar ghici ce? Aceste bariere, aceste ziduri pe care le ridici sunt doar în mintea ta și doar pe tine te blochează, pentru că lumea din jurul tău n-are nicio treabă, își vede de treabă în continuare. Tu ești singura persoană care e legată la ochi și care nu știe ce să facă. Partea bună e că ai două săbii. Ai două săbii în mână, cu oricare dintre ele poți să-ți dai jos acea eșarfă de la ochi și să vezi realitatea într-adevăr așa cum este ea. Pentru că are foarte mult potențial această realitate. Iar dacă tu te încăpățânezi să te blochezi singur în această săptămână, o să ratezi o șansă. O șansă pentru mai multă stabilitate materială. Hai să vedem o carte de clarificare pentru Gemeni. Asul de monede. Cred că pentru berbec au ieșit fix invers. Asul de monede ca și energie generală și doiul de săbii ca mesaj clarificator. Probabil cineva din zodia Gemeni și din zodia berbec aici au ceva de împărțit, pentru că energiile sunt mult prea similare. Mesajul este foarte similar pentru cele două zodii. Vă recomand, Gemeni, să vă uitați și la berbec și berbeci să vă uitați și la Gemeni, pentru că aici există o sinergie între cele două zodii, dar ceva s-a stricat, ceva s-a rupt, ceva
vă pune piedici. Dacă un geamăn și un berbec se aliază săptămâna asta și se ajută reciproc, păi poate să mute și munții din loc. Dar pentru asta berbecul trebuie să aibă încredere în planul ăsta pe termen lung și geamănul trebuie să aibă încredere în partenerul sau partenera cu care pleacă la drum pe acest proiect. Poate să fie un proiect personal sau un proiect profesional, poate să fie chiar și un proiect de sănătate. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate în care pacientul este gemen, poate medicul berbec. În orice caz aici energiile sunt întrepătrunse între berbeci și gemeni, între felul în care te afișezi în lume ca persoană și felul în care comunici cu lumea din jurul tău. Hai să mai scoatem o carte de clarificare pentru berbec și gemeni. O să fie o etalare puțin mai ciudată în care ne uităm împreună la aceste două zodii și încercăm să clarificăm care este legătura. Care e legătura dintre berbeci și gemeni? Șaptele de cupe, ceva promisiuni care nu au fost îndeplinite, șasele de monede, cineva din această relație s-a ales cu mai puțin decât se aștepta, persoana care a dat, îi se pare că a dat foarte mult, dar persoana care a primit, îi se pare că nu a primit suficient, regina de bâte, o energie creativă, dar în același timp o energie volatilă. Ori e vorba despre dragoste cu năbădăi aici în care ambele persoane s-au simțit nedreptățite, dacă e vorba de o relație profesională, iarăși ambele persoane au impresia că s-au comportat exact cum spune contractul, dacă au îndeplinit toți termenii contractului, dar realitatea este că fiecare dintre voi puteați să faceți mai bine, puteați să dați mai mult. Și asta o știți. Ambele persoane o știu, dar nu vor să o recunoască oficial în fața lumii. Din păcate, îmi pare rău să o spun, dar singura metodă să treceți mai departe este să vă recunoașteți partea voastră de vină în tot ce s-a întâmplat aici, în toată harababura asta și să mergeți mai departe. Dacă nu vreți să vă recunoașteți partea voastră de vină de față cu toată lumea, să faceți așa un mea culpa general, e ok, dar măcar față de voi înșivă, măcar față de eul vostru interior, analizați bine situația și vă recunoașteți unde e bucățica voastră de vină în toată situația asta. O săptămână interesantă pentru gemeni și berbeci. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică acest mesaj pentru voi. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu mesajul și distribui acest video mai departe. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste informații. Până săptămâna viitoare, ne vedem zilnic pe Facebook și Instagram, unde postez în fiecare zi o etalare din 3 cărți, una de dragoste, una de sănătate și una pentru bani, carieră și finanțe. Hai să mergem mai departe la zodia Rac. Pentru raci aveți soarele. Lumina solară vă învăluie în căldura și protecția ei. Sunteți în lumina reflectoarelor, spotlight-ul este pe voi și a venit momentul să vă etalați talentele. Hai să vedem clarificări pentru raci. Ce talente o să vă etalați săptămâna asta, racilor? Iarăși asul de monede. Ceva legat de partea financiară, de cât de isteți sunteți, cât de bine ați investit, cât de bine v-ați ales cariera. Dar să nu uitați că acest soare care apare aici, această carte reprezintă și zodia leului și mesajul din combinația acestor trei cărți îmi spune că dacă vreți să evoluați la următoarea treaptă profesională, ar fi bine să împletiți cunoștințele pe care le aveți deja cu o doză mai mare de creativitate, să dați dovadă de mai multă inițiativă, să gândiți un pic out of the box pe viitor, în orice vreți să realizați, oriunde vreți să treceți la următorul nivel, că e în carieră, că e în dragoste, că e într-o relație de prietenie, de nici nu contează, în orice domeniu de viață vreți să evoluați la următorul nivel de stabilitate, va trebui să dați dovadă și de creativitate. Va trebui să ieșiți puțin din carapacea voastră. Știu că acolo vă simțiți bine, știu că acolo vă simțiți protejați în carapacea voastră, dar leul ăsta, el nu stă ascuns în brlog. Ca să știe toată lumea că e regele junglei, trebuie să-și patruleze teritoriul constant.
și la fel și voi, dacă vreți să vă afirmați, dacă vreți ca toată lumea să știe că ăla e partenerul sau partenera voastră, va trebui să fiți un pic mai țanțo și să vă afișați mai puternic în fața lumii, să spunem. Dacă vreți ca cineva să știe că ăla e proiectul vostru și că e rodul muncii voastre, va trebui să demonstrați un pic mai multă strategie de automarketing, să-i spunem. Da? Nu să fiți aroganți, nu e cazul să fiți aroganți sau nesuferiți în vreun fel, nu, trebuie doar să vă ieșiți un pic din carapace și să permiteți celor din jur să vă aprecieze pentru ce ați reușit să realizați până acum. O săptămână foarte bună pentru raci. Scrie-mi în comentarii cum se aplică acest mesaj pentru situația ta particulară. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu mesajul, distribuie videoul mai departe, fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste mesaje. Până săptămâna viitoare, ne vedem zilnic pe Facebook și Instagram, unde postez în fiecare zi o etalare din 3 cărți pentru dragoste, sănătate și carieră, bani, finanțe. Bun, și acum hai să trecem mai departe la Zodia Leu, ascendentul sau luna în Leu, regina de cupe. Leilor, voi o să depuneți foarte mari eforturi ca să obțineți o stabilitate emoțională. Indiferent de unde vine stabilitatea asta emoțională, că e din relația cu partenerul, că, nu știu, vă doriți o casă care să fie a voastră și să știți că oricând vă puteți întoarce acolo, puteți să fiți protejați în casa voastră, în locuința voastră. Poate e un job foarte creativ, da? Niște proiecte în care vă demonstrați creativitatea și pe care le luați foarte personal. Orice ar fi, voi săptămâna asta depuneți foarte mari eforturi astfel încât să vă asigurați această stabilitate emoțională pe termen lung. O parte dintre voi, pentru cei mai tineri, e posibil ca săptămâna asta să luptați foarte mult ca să vă țineți emoțiile în frâu și să nu aveți reacții necontrolate în situații care vă provoacă neplăcere. E o lecție foarte bună de învățat, o lecție care o să vă ajute pe termen lung. Hai să vedem o carte de clarificare pentru lei, 8-ul de monede. Va trebui să depuneți foarte mult efort ca să obțineți această stabilitate sau ca să reușiți să vă controlați emoțiile, dar odată lecția aceasta învățată, nu va trebui să o mai învățați încă o dată. Asta e partea bună. Efortul, în schimb, este considerabil. E mult de muncă în spate ca să ajungeți acolo unde vreți să fiți din punct de vedere emoțional, dar sunteți dispuși săptămâna asta să depuneți efortul necesar ca să obțineți ceea ce v-ați dorit. Pentru o categorie foarte mică dintre voi, da? Pentru o parte dintre lei, săptămâna aceasta veți depune foarte mult efort ca să obțineți dragostea și aprecierea unei persoane foarte emotive, unei persoane pe care voi o vedeți ca o persoană foarte importantă, care vă poate aduce foarte multă stabilitate pe viitor. Etalare interesantă pentru lei. Scrie-mi în comentarii cum se aplică pentru tine această situație. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu mesajul și să distribui mai departe. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste informații. Până săptămâna viitoare ne vedem pe Instagram și Facebook, unde pun câte o etalare în fiecare zi. Și hai să trecem mai departe la Fecioară. Pentru Zodia Fecioară, ascendentul sau luna în Fecioară. Șasele de săbii. Fecioarelor le-a cam ajuns cu situația asta, s-au cam săturat de o anumită situație și fac o alegere conștientă să plece din situația respectivă, să facă o schimbare. Dar mare atenție, dacă în această schimbare continui să iei după tine frustrările și resentimentele din situația anterioară, nu te prea ajută cu nimic schimbarea. Pentru că ceea ce îți dorești tu să schimbi, de fapt, poate să vină doar din interior. Faptul că te muți fizic,
nu știu, că îți muți biroul de lângă o persoană pe care nu mai suporți, că îți schimbi locul de muncă sau că te muți într-un alt oraș sau îți schimbi cercul de prieteni pentru că în vechiul cerc de prieteni sunt niște oameni cu care tu nu te înțelegi. Toate lucrurile astea, mutările astea fizice, nu înseamnă nimic fără o mutare în conștiință, în mental, în planul mentalului tău. Pentru că degeaba îți muți corpul din punctul A în punctul B, dacă mintea ta rămâne blocată în punctul A. Hai să vedem niște cărți de clarificare pentru fecioare. Șasele de monede. Te simți nedreptățit sau simți că ai dat mai mult decât ai primit și nu mai ești dispus să accepți această situație. E foarte bine, pentru că meriți mai mult, dar într-adevăr meriți mai mult, dar asigură-te că în noua direcție în care ai pornit-o, nu o să faci din nou aceleași greșeli din trecut. Dacă cineva îți oferă mai puțin decât meriți, nu accepta oferta. Dacă această etalare este una de dragoste și acum ai luat decizia conștientă să pleci din relația trecută în care nu îți găseai împlinirea sufletească într-o nouă relație, asigură-te că în această nouă relație nu o să aduci cu tine frustrările din trecut și asigură-te că ești pregătit sau pregătită să te implici cu totul, pentru că altfel nu o să funcționeze și nu o să iasă lucrurile așa cum te-ai așteptat. Energie interesantă pentru fecioare, noi începuturi, o nouă aventură pentru fecioare. Scrie-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru tine. Dacă rezonezi cu mesajul, nu uita să dai un like și distribuie videoul mai departe. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste mesaje. Până săptămâna viitoare, ne vedem zilnic pe Facebook și Instagram pentru etalarea ta zilnică. Și acum, hai să mergem mai departe la balanță. Pentru zodia balanță, ascendentul sau luna în balanță. Balanțele finalizează ceva săptămâna asta, ajung la capătul unui drum, fie termină un proiect sau li se termină o etapă de viață. În orice caz este un final fericit, adică este un final așteptat. Este un final pentru care ai depus foarte mult efort și ai lucrat mult timp ca să ajungi în acest punct. Dar nu e genul de final că ești dat afară de la un loc de muncă, dar nu e un final trist. Dimpotrivă, e un final extrem de fericit, e un final mult așteptat. Bucură-te de această energie pentru că de săptămâna viitoare va trebui să înlocuiești acest ceva cu un altceva, cu un nou început. Nu trebuie să fie neapărat un nou început în aceeași direcție, poate să fie un nou început în alt sector de viață. În orice caz, de săptămâna următoare va trebui să o iei de la capăt într-o anumită zonă de viață. Hai să vedem o clarificare pentru balanță. Luna. Ți se împlinește o dorință emoțională foarte importantă pentru tine. Ți se împlinește un vis. Pentru o parte dintre balanțe, acest final se manifestă în subconștientul vostru. În sfârșit, reușiți să eliminați din viața voastră anumite obiceiuri destructive sau anumite gândiri limitatoare care nu vă permiteau să ajungeți acolo unde voi vă doriți să fiți de fapt. Luna reprezintă, pe lângă dorința sufletului tău, reprezintă și subconștientul tău. Și în acest subconștient sunt aici un lup și un câine care se luptă între ei. E lupta asta internă între partea ta docilă și partea ta animalică, între zona ființei tale care vrea să domine și zona ființei tale care se lasă dominată. Între nevoia ta de independență și nevoia ta de a aparține unui grup. Și aici ceva într-un final se rezolvă și pe un anumit domeniu de viață reușești să iei o decizie. O decizie pe care ai tot amânat-o de mult timp. Probabil că și Neptun, care îți tranzitează acum casa a șasea, te ajută să iei această decizie. Te ajută să acționezi în concordanță cu nevoile sufletului tău. O energie foarte interesantă pentru balanțe. Scrie-mi în
comentarii cum se aplică acest mesaj pentru tine. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu acest video și distribuie-l mai departe. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste mesaje. Până săptămâna viitoare ne vedem în fiecare zi pe Instagram și Facebook pentru etalarea zilnică. Și acum hai să trecem mai departe la Scorpioni. Zodia Scorpion, ascendentul sau luna în Scorpion. Regele de cupe. O parte dintre Scorpioni vor fi chemați săptămâna asta să dea un sfat cuiva, să joace oarecum rolul de consultant, să dea o părere într-o anumită situație, pentru că vi se recunoaște experiența, expertiza și capacitățile voastre analitice sunt recunoscute săptămâna asta. Pentru scorpionii care sunt mai tineri și nu au ajuns încă să fie experți într-un anumit domeniu sau să fie priviți ca o persoană de bază în grupul lor social, pentru acești scorpioni ar fi bine săptămâna aceasta să căutați voi această persoană înțeleaptă, cu multă experiență de viață și să cereți un sfat. Da, acest rege de cupe este arhetipul regelui Solomon. Da, o persoană foarte înțeleaptă care doar din 2-3 vorbe reușește să te ajute pe tine să ajungi la soluția corectă. Da, asta e partea super mișto la regele de cupe, că nu îți dă răspunsul pe tavă, ci te ajută pe tine să ajungi la răspunsul corect. Pentru scorpionii mai tineri, această persoană poate să fie un profesor, un mentor, un membru al familiei mai în vârstă, cu mai multă experiență. Poate să fie chiar și un influencer sau un YouTuber pe care îl apreciați. De ce nu? Dacă aveți nevoie de un sfat, deci pe bune, pentru scorpionii tineri, dacă aveți nevoie de un sfat, nu ezitați să-l cereți săptămâna asta, dar asigurați-vă că cereți sfatul acesta de la o persoană înțeleaptă, de la o persoană în care aveți încredere și de la o persoană cu care nu v-ar fi rușine să faceți schimb de roluri, da? Adică, nu cere niciodată sfat de la o persoană în rolul căruia nu ai vrea să te afli, pentru că e clar că nu o să-ți dea un sfat bun. Tot timpul trebuie să ceri un sfat de la o persoană pe care o admiri și în locul căruia ai vrea să ajungi. Hai să vedem o clarificare pentru Scorpion, șasele de cupe. Da, vă simțiți protejați, vă simțiți ca atunci când erați copii, pentru că această persoană înțeleaptă reușește să vă dea un sfat bun și să vă disipe toate grijile. O energie foarte înțeleaptă pentru scorpioni. Sper să găsiți acest mentor. Sper să găsiți sfatul de care aveți nevoie. Dacă rezonați cu energia și mesajele mele, nu ezitați să-mi cereți mie un sfat. Și eu sunt scorpion, am ascendentul în scorpion. Chiar m-aș bucura foarte mult să vă ajut cu orice pot, cu un sfat, cu o vorbă bună. Stați cu ochii pe canalul meu de YouTube, pentru că în curând o să dau drumul la niște concursuri foarte mișto pentru toți subscriberii mei, da? Pentru toți cei care sunteți abonați la canalul meu și puteți câștiga inclusiv o etalare personalizată. Deci dacă aveți nevoie de un sfat, abonați-vă la canalul meu și s-ar putea să câștigați acest sfat pe gratis. Scrie-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru tine, distribuie acest mesaj la cât mai multe persoane, pentru că nu știi niciodată cine poate să beneficieze de aceste informații. Fă și tu o faptă bună, e bine să ai câteva puse acolo deoparte și până săptămâna viitoare ne vedem zilnic pe Facebook și Instagram cu postările zilnice, cu etalările de tarot zilnice. Hai să trecem mai departe la Săgetător, Zodia Săgetător, Luna sau Ascendentul în Săgetător. Pentru voi a apărut 10-le de monede. O parte dintre voi veți moșteni ceva săptămâna asta. E posibil să fie literalmente o moștenire, o proprietate, o casă, o locuință, o mașină, un portofoliu de investiții, da? Să primiți ceva moștenire. Pentru cei care nu o să primiți ceva moștenire la propriu săptămâna asta, o să primiți niște informații de la un membru din familia voastră, niște sfaturi poate care să vă ajute să creați pentru voi înșivă această stabilitate, da? Pentru că
Zecele de monede este o carte extrem de stabilă. Este acel arhetip de generational wealth, da? De bogăție care se transmite din generație în generație. Și aici nu mă refer doar la bogăția materială, ci și la bogăția spirituală, la bogăția intelectuală, la acea pace și acel echilibru care vine din garanția faptului că ai tot timpul un grup de persoane care sunt dispuse mereu să te ajute, da? Această familie, această unitate familială extrem de stabilă care e tot timpul acolo pentru tine și care sunt tot timpul dispuși să țară în ajutor, trebuie doar să ceri lucrul acesta. Și pornind de la această stabilitate pe care o aveți voi în spate, s-ar putea pentru unii să fie o stabilitate materială, da? O familie care își permite să vă trimită la studii, poate în străinătate, sau o familie care își permite să îți aloce luxul de a nu te obliga să iei orice job prost plătit pentru că trebuie să te întreții, ci să te lase să îți continui studiile, astfel încât într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să poți să ai jobul viselor tale. Genul ăla de stabilitate care îți permite să aloci un anumit timp și dezvoltării tale creative, nu doar fizice și monetare. Și pornind de la această bază foarte stabilă pe care o aveți în spatele vostru, de la acest sistem de suport pe care îl aveți, puteți să creșteți în orice direcție vreți voi. Hai să vedem o clarificare pentru săgetători a ieșit steaua, da? Orice își dorește sufletul vostru, puteți să obțineți. Pentru că aveți fundațiile suficient de solide în spate, încât să puteți să construiți pe ele chiar o rachetă care să vă ducă până la stele. Și sfatul acestei săptămâni ar fi, într-adevăr, să construiți această rachetă care să vă ducă până pe lună. De ce? Pentru că și în cel mai rău caz posibil, în cazul în care ratați luna, tot o să ajungeți între stele. Energie foarte frumoasă pentru săgetători. Nu uita să îmi lași un comentariu. Sunt foarte curioasă cum se aplică această energie pentru tine. Dacă rezonezi cu acest mesaj, dă un like, distribuie-l mai departe, pentru că nu știi niciodată cine poate să beneficieze de aceste cuvinte. Până săptămâna viitoare, ne vedem în fiecare zi pe Instagram și Facebook, unde pun zilnic câte o etalare din 3 cărți. Hai să trecem mai departe la Capricorn. Șasele de monede. Capricornilor, bucurați-vă de ultimele zile, săptămâni, în care Saturn, planeta care vă guvernează, este încă în zodia voastră, pentru că odată ce o să intre în vărsător, intră în casa voastră a doua, a banilor făcuți din muncă proprie, și atunci nu o să vă mai permiteți să fiți așa mână largă și să împărțiți din averea voastră în stânga și în dreapta. Acest șase de monede, pe de-o parte, este o energie extrem de benevolă, da? A omului care din prea multul lui împarte și cu cei mai defavorizați, dar pe de altă parte este energie care depinde foarte mult de conștiința fiecăruia și de ce consideri tu că este suficient ca să dai mai departe, să ajuți pe cineva. De-aia e că poate din cealaltă perspectivă nu e suficient acest ajutor. Pentru unii s-ar putea să fie mai mult decât suficient, pentru alții s-ar putea să fie doar niște firmituri. Nu în ultimul rând, acest ajutor pe care îl dai cuțărita, picătură cu picătură, îi ajută pe acești copii defavorizați doar pe termen scurt, pentru că pe termen lung ei nu învață niciun skill, nicio meserie care să îi ajute și pe viitor să iasă din această situație. Așa că, dragii mei capricorni, uitați-vă foarte bine în jurul vostru săptămâna asta, unde prin acțiunile voastre, care, da, sunt foarte bine intenționate, în loc să îi ajutați pe cei din viața voastră să iasă singuri dintr-o anumită situație, voi de fapt doar le susțineți cumva în mod indirect comportamentele nesănătoase, acțiunile neproductive, unde în loc să îi ajutați, mai mult îi încurcați pe cei din viața voastră, pentru că se bazează mereu pe bunătatea voastră și nu fac nimic proactiv ca să se scoată singur din această situație. Hai să vedem pentru Capricorn o carte de
clarificare. 8 de monede, da? Exact ce spuneam. Oamenii ăștia pe care voi ajutați din bunătatea sufletului vostru ar trebui să învețe să se ajute și singuri. Și la fel, capricornilor, dacă cumva, dacă situația este inversată, uitați-vă foarte atent unde vă bazați pe bunătatea anumitor membri din familie sau din cercul de prieteni sau de la serviciu și nu vă folosiți voi capacitățile la maxim, pentru că vă bazați că tot timpul va fi cineva care să vă scoată din bucluc. Cum este momentul să vă uitați foarte atent la aceste aspecte, pentru că Pluton este încă în zodia voastră și va mai fi acolo vreme bună de acum înainte, și dacă refuzați să priviți adevărurile astea în față, Pluto o să vă oblige, vreți, nu vreți, o să vă oblige să le vedeți, să le acceptați și să le modificați. Și e mai bine să vină schimbarea din propria voastră inițiativă decât cum era pentru berbeci, dacă țineți minte, din prima etalare, unde schimbarea venea din exterior și era impusă asupra lor. Voi acum aveți ocazia să alegeți să faceți o schimbare. Nu ratați această ocazie. Foarte interesantă energia pentru capricorni. Sunt super curioasă cum se aplică pentru voi, lasă-mi în comentariu cum se aplică pentru tine acest mesaj, nu uita să dai un like și distribuie videoul mai departe, fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste informații. Până săptămâna viitoare ne vedem în fiecare zi pe Instagram și Facebook, unde postez zilnic câte o etalare de tarot. Și acum hai să trecem mai departe la zodia Vărsător, ascendentul sau luna în Vărsător. Vărsătorilor, voi aveți doi pași. Pajul de monede și pajul de bâte. Ce ne arată asta? Că aveți foarte multă creativitate, aveți foarte mult potențial și acum ar fi momentul să începeți să și lucrați efectiv ca să faceți ceva cu tot acest potențial, ca să realizați ceva fizic și să duceți proiectul la bun sfârșit. Că e vorba de o situație de lucru sau o situație de dragoste, acum e momentul să porniți, să o porniți la drum. Atenție că acest paș de bâte are tendința să viseze marea și sarea, să viseze luna de pe cer, să-și facă planuri extravagante, să-și propună să realizeze lucruri nemai văzute, nemai întâlnite, dar toată această energie, dacă nu este bine canalizată, riscă să se disipe foarte mult, da? Și pajul ăsta de monede ne arată că săptămâna aceasta, pentru voi chiar e cazul să canalizați această energie creativă și să o transpuneți în ceva fizic, în ceva real, în ceva tangibil. Pentru că dacă nu faceți nimic și tot amânați, o să pierdeți această energie, o să ratați această ocazie. Hai să vedem o carte de clarificare pentru vărsători. Asul de bâte, da, exact ce spuneam, un nou început creativ, trebuie să folosiți tot acest foc pe care îl aveți. Voi sunteți o zodie de aer, puneți aerul pe foc, știți ce se întâmplă când oxigenul se întâlnește cu focul? Bum, o explozie, exact așa poate să fie această săptămână pentru voi, mai ales că voi, vărsătorilor, sunteți o zodie fixă de aer. Aerul ăsta fix, dacă nu e mutat, dacă nu faci ceva cu el, se împute. Ei, săptămâna asta, cu două cărți de foc aici, e momentul să faci boom, să faci o explozie internă și să modifici ceva. Pentru că lucrurile se vor materializa și se vor materializa în beneficii pe termen lung, nu doar pe o zi, două, în beneficii pe ani de zile, pe decenii de acum înainte. O energie super mișto pentru vărsători, sunt foarte curioasă cum se aplică pentru voi. Nu uita să dai un like dacă rezonezi cu mesajul, distribuie-l mai departe, fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste cuvinte. Până săptămâna viitoare ne vedem în fiecare zi pe Instagram și Facebook pentru etalarea zilnică. Bun, și acum hai să mergem la ultima zodie, cea din urmă va fi cea din tâi. Pentru pești aveți două monede. Peștilor, cu ce jonglați? Sper că nu jonglați cu două persoane, pentru că ar fi foarte trist. Cu orice jonglați săptămâna asta, până la finalul săptămânii, ar fi bine să renunțați la unul dintre elemente, să vă hotărâți pe o singură direcție și să începeți să construiți ceva solid în direcția aia. Fie că jonglați între două persoane, până la finalul acestei săptămâni, hotărâți-vă cu care dintre cele două persoane vă vedeți pe termen lung.
cu care dintre cele două persoane puteți să vă imaginați un viitor pe termen lung? Dacă jonglați între două locuri de muncă, care dintre cele două locuri de muncă vă oferă perspective mai stabile pe termen lung? Dacă jonglați între două posibile tratamente sau două posibile terapii, gândiți-vă care dintre ele vă oferă beneficiile cele mai mari pe termen lung. Da, e momentul să gândiți în perspectivă, nu doar pentru ziua de azi, pentru săptămâna aceasta, gândiți-vă pentru următorul an, pentru următorul deceniu. Hai să vedem o carte de clarificare pentru pești, 10 de monede, exact ce spuneam, gândiți-vă în perspectivă, gândiți-vă din lucrurile între care jonglați, gândiți-vă dintre cele două opțiuni între care jonglați acum, care dintre ele vedeți că ați putea să o lăsați și moștenire urmașilor voștri? Cu care dintre cele două persoane între care jonglați ați putea să întemeiați o familie, să creați un arbore genealogic împreună? Care dintre cele două opțiuni de afaceri o vedeți ca pe o afacere care să o puteți lăsa moștenire copiilor voștri? Care dintre cele două portofolii de investiții vedeți ca o posibilitate de a crea această bogăție generațională, da, care se transmită din generație în generație? Dragii mei pești, e momentul să luați o decizie. Vă aflați literalmente la o răscruce de drumuri între două opțiuni și va trebui să vă urmați intuiția ca să știți că luați decizia corectă. Foarte interesant pentru pești. Scrieți-mi în comentarii cum se aplică acest mesaj pentru voi. Nu uita să dai un like și distribui mai departe acest video. Fă o faptă bună și ajută pe cineva care are nevoie să audă aceste mesaje. Și acum hai să scoatem pentru toate zodiile. O să scoatem un mesaj din acest card oracol Puterea Gândului, un mesaj care să vă ajute în această săptămână. Hai să vedem, pentru toate zodiile, un mesaj de la cardurile oracol Puterea Gândului. Nu există vină. Repet, nu există vină. Mă eliberez de nevoia de a învinovăți pe cineva, inclusiv pe mine însumi sau însămi. Toți facem tot ce putem mai bine cu înțelegerea, cunoștințele și conștiința pe care le avem. Un mesaj foarte frumos, care cumva încheie cercul mesajului cu care am început această etalare. Noi nu suntem aici ca să judecăm parcursul nimănui. Nu suntem aici ca să dorim răul nimănui și nu suntem aici ca să folosim aceste informații în scopuri malefice. Noi trebuie să formăm o comunitate, să ne susținem, să creștem împreună. Doar așa vom putea să evoluăm mental, spiritual, emoțional și fizic. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu mine până la final. Până săptămâna viitoare, ne vedem în fiecare zi pe Instagram și Facebook pentru etalările zilnice de tarot. Nu uitați să dați un like, dacă nu v-ați abonat încă, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic. Și trimiteți mai departe acest video, faceți o faptă bună pentru că nu știți niciodată cine s-ar putea să beneficieze din aceste informații. Vă mulțumesc foarte mult! Pa, pa!